și mai cum? Domnul Dumnezeul tău! Hai, domnule, vă rog frumos, se poate așa ceva la ora asta? Vă rog să plecați imediat, că doarme toată lumea. Domnul mă va ajuta să deschid ușa! Auzi, tu, cel care dormi în somnul ignoranței și al păcatului, trezește-te! Tu, cel care dormi în murdăreală și necurățenie, a sosit trâmbițele dreptății! E ziua în care trebuie să-i mulțumești Domnului pentru tot ce ți-a dat și tot ce ți-a făcut! Dom'le, dar cine sunteți voi, domnule? Penticostel, pastor! Și Penticornel, tot pastor în slujba Domnului! Lasă-l pe Domnul să intre în casa ta! Dar las, domnule, nu las eu pe Domnul să intre în casă, n-ați văzut că e ușa deschisă? Ia-mă din mână și spune, sunt curat, Doamne! Păi sunt curat, că mi-am făcut baie în seara asta. Nu! Spune! Sunt curat, Doamne! Și te aștept! Sunt curat și te vreau! Domnule, dacă nu ieșiți în momentul ăsta din casă, sună la biserica Domnului 0722 Penticornel sau 0722 Penticostel. Nu, domnule, sun la poliție. Da! Sună, dar oare îți va răspunde cineva? Oare îți va auzi cineva strigătul de disperare? Vecinii! Lasă-ne să ne bucurăm! Lasă-ne să-l primim pe Domnul în casa ta și să-l slăvim, pentru că El este în toate și toate este în El! You gotta stay with us! Please, stay with us! Aleluia! Da! Aleluia! Căci doar așa tu vei putea! Tu vei putea! Da, vei putea! Tu vei putea! Să primești spre cer! Da, spre cer! Aleluia! Marș afară imediat. Dacă ai o mică donație pentru biserica noastră, fie-ți milă de copii sărmani. N-am. Eu sunt sărac, domnule. Pricep, eu muncesc noaptea, că am rate la bancă. Dă mâna și închide ochii. Spune după mine, Doamne, i-am ratele, Doamne! Doamne! Ia-mi ratele, Doamne! Mă lepăd de rate, Doamne! Mă lepăd de rate, Doamne! Doamne, ia-mi ratele! Doamne, ia-mi ratele! Doamne, ia-mi ratele! Doamne, ia-mi ratele! Ia-mi și statuia! Ia-mi! Ia-mi ratele! Ia-mi ratele! Ia-mi ratele! Ia-mi ratele! Te-ai lepădat de rate! M-am lepădat de rate! Te-ai lepădat! M-am lepădat! Te-ai lepădat! M-am lepădat! Bine! Vino! Vino, fiule, la biserica noastră, la biserica Domnului din Bercen. Și-ți răspundem la orice întrebare. Ai o întrebare pentru noi? Am o întrebare pentru voi. Ce o să se întâmple cu mine după ce mor? Te îngroapă. Păi mă îngroapă, dar o să ajung în rai. Dacă 9 bani ne dai,